Stimată doamnă director al instituției publice Liceul Teoretic Natalia Dadiani, dragi profesori, iubiți elevi, stimați și cinstiți părinți confrați, cu multă bucurie, simțindu-ne onorați, am dat curs invitației doamnei director, invitației părintelui Serghei, pentru a fi prezenți astăzi în această frumoasă instituție liceală. Pentru a participa de rând cu dumneavoastră la demararea zilelor principesei Natalia Dadiani în acest lăcaș sfânt, așa cum frumos și bine s-a exprimat doamna director. Acest spațiu este sfânt nu pentru doar pentru că aici există un paraclis în care se slujește Sfânta Liturghie și unde dumneavoastră intrați pentru a murmura o rugăciune. Orice instituție de învățământ, orice școală, emană lumină și sfințenie. Pentru că aici, dragi elevi, voi vă formați. Și pentru că orice început se cade a fi îmbinat cu rugăciunea, noi ne-am rugat. Pentru că rugăciunea fundamentează trăinicia și frumusețea vieții voastre în liceu, acasă și în societate.